Salutare toată lumea și noi am găsit la un episod de data asta, vom filma ceva terarie 6 de drum. În primul rând vreau să vă arăt ce am mai făcut off camera. În primul rând am mai fost să mai minez, pentru că am zis eu un episod în trecut că mă apuc să minez off camera. Și am zis că o să minez cam tot, deci nu o să-mi vedeți deloc, dar m-am răzgândit pentru că am minat puțin timp și am scos cam 250 de bucăți de paladium or și am făcut vreo 90 de lingouri. Lingouri care le-am făcut ușor, deci foarte ușor zic eu că le-am făcut pentru că am minat, deci numai cu o de asta 5 am minat plus o de asta, am dat-o ca să fiu mai rapid și am scos vreo 250 de bucăți. Eram într-un loc pur și simplu, vedeți mouse-ul meu, da? Erau aici vreo 50 de bucăți, aici vreo 50, la mine minam și eu vreo 50, mai erau și pe aici, deci erau în toate părțile. Mă uitam și cred că dacă mă duceam să minez fără poțiunea asta de spelunca, cred că și așa tot găseam foarte rapid. Ideea este că am fost în Crimson, am explorat toată harta, am fost aici și am găsit foarte multe altare, deci zona asta era plină cu altare, am păstrat unul ca să mai fie. Deci era unul aici, unul aici, unul aici, mai era unul pe undeva pe aici și încă unul aici. Nu mai știu dacă erau și pe părțile astea. Aici parcă n-am găsit niciunul, parcă. Ia să vedem, poate sunt. Nu, astea să inim de alea. Și am spart de multe ori și am găsit foarte multe chestii. Deci în toate părțile sunt minereuri. Și uneori poate nu dădeam de paladium, dar dădeam de altele, dădeam de titaniu, am văzut foarte mult titaniu. Și în episodul ăsta m-am decis, mă, hai să mă duc la minat, pentru că este foarte interesant să te duci și să vezi toate minerurile în toate părțile. Și de-aia am zis să filmez. Hai să facem noi o armură full, pentru că mai mult de-aia am strâns. Hai să facem pickaxe prima dată ca să putem mina episodul ăsta. Pentru că nu știu singur dacă am suficient, mi se pare că am. Deci am luat papucii ăștia și acum masca cu... Masca, nu masca. Helmetul ăsta, bun. Și acum o să vedeți o armură foarte bună. Avem apărare 26 și dăm pe ăsta 25. Bun, hai să schimbăm toate astea. Avem apărare 33 și avem pe ăsta tot 25. Nu știu, dar... Asta e, mă, că n-are bonusul ăla. Alea de titanium avea un bonus, un set bonus. Aveau range damage și era destul de mult, parcă 14 range damage, nu mai știu exact cât era. Și chiar ajuta foarte mult. Oricum, ideea este că suntem îmbunătățiți și așa cu astea. Și life regenul ăsta chiar este folositor. De fapt, după ce a dat un inamic în tine, dar e aproape tot, ai vă dat seama că mai mereu mă lovește ceva. Bun, ce am mai făcut? Am mai fost, am bătut un wall of flesh. Între timp am luat și de un pickaxe de ăsta, molten pickaxe. Am luat 60 de bucăți, pentru că trebuiau 20 de lingouri, 60 de bucăți, ia câte 3, aia a fost. Și am combinat cu ceva obsidian și mi-au mai rămas 2 aici și... Asta e, mă, că luase mai multe, acum dau seama, am luat de 25 de lingouri, oricum nu contează asta, e mai bine. Am luat puțină miere, nu prea am avut și o să minăm un episod ăsta și ceva LED, pentru că am aici ceva, dar vreau să-l păstrez pentru poțiuni. Am pus niște poturi aici pentru că am vrut să mai fac poțiuni și n-aveam blink crut. Și hai să mai luăm niște poțiuni de asta. Cred că 5 ajung, asta pentru că vreau să iau... Deci o să filmez doar când termin cu mitrilul, dar eu vreau să mă duc să-mi iau și tot titanium. De fapt o să mă întorc și da, ideea este că nu o să mai fac puțin astea să nu te ajunzi. Și da, am bătut pe Olof Flash, mi-a picat încă un cloc orc assault rifle ăsta. Și am încercat eu să-i dau un bonus, aveam vreo 30 de gold, dar din păcate am rămas cu 5 gold și ăsta nu era foarte, n-a ieșit foarte bun. O să-l și vindem. Și astea o să le vindem, mai multe o să le vindem chiar acum. O să mă întorc la sfârșit și o să plantăm și pumpkin seed. Hai să vindem tot pentru că avem nevoie de bani, o să în următoarea perioadă o să avem nevoie de mulți bani. Și am încules toți dovlecii de aici. Și da,
Bun, deci armura asta chiar o să ne ajute mult. Am explorat puțin și am văzut că dau destul de bine cu arma asta. Și da, să avem grijă să nu murim. Banii nu avem la noi. E bine că mi-am cumpărat multe gloanțe. Am vreo 7000 de gloanțe. Opa, a, nu știu, m-a speriat. Uite aici trebuie să dau. A, da, deja mă blochez în astea de caweb și e bine. Opa, astea sunt alea puternice. Sunt din hard mode. Uite cum sar inimi de astea de mine. Și da, deci noi trebuie să minăm mitril acum. Ideea este că o să dau o poțiune de acum. Asta așa și asta așa. Și noi o să trebuiască să găsim mitril. Mi se pare că este puțin mai jos. Uitați, niște titanium, niște mitril în partea aia. Bun. Și da, am uitat eu să iau niște poțiuni la mine. Niște poțiuni, niște... se numesc, niște bombe, ca să nu mai trebuia să sparg eu așa. A, da, bă, că sparg destul de ok. Pickaxe-ul ăla de molten nu spargeam chiar rapid. Și, da, hai să luăm și mitrilul ăsta. Uitați cât este și în partea asta și o să găsim foarte mult. Ideea este că nu o să stau să minez mult mitril, pentru că armura asta zic eu că este suficientă. În schimb, o să fac un pickaxe de mitril și vreau să fac... o armură full de titanium. Ideea este că titanium am văzut foarte mult, mai ales în... am fost jos în iad și am mers puțin pe sus și pe acolo e plin de și de mitril și de titanium. Pe sus, pe acolo, e chiar toate părțile. Uite că am găsit și un baion ăsta de ciuperci. Să explorăm și pe aici. Nu știu exact ce să fac. Ar fi bine să explorez pe aici. Nu știu exact câte bucăți o să-mi trebuiască. Trebuie să fac un mitril anvil, care parcă erau 30 de bucăți, și un pickaxe. 30 de ori ne trebuiau pentru anvil, dar nu știu pentru pickaxe. S-ar putea să-mi trebuiască vreo 20 de bucăți de lingouri și e mai greu cu lingourile. Și da, mi-am făcut și un hook de asta de emerald. Am găsit tot aia plină cu tot felul de... d-astea prețioase, emerald, diamant și ce mai era pe acolo, safir. Opa, ce asta? E chain? Nu, asta sunt bani puși. Uite, îmi crește viața, ia. Ah, este un bonus asta. Opa, mamă, astea se bagă în greu. Asta ar putea să nu putem să... mamă, bă, dar ce e aici, mă, e plin. Hai să plecăm de aici, mai repede plecăm. Și putem crafta imediat și niște gloanțe de icor. Deocamdată ne trebuie un... de la cum se numește un... un anvil de mitril pentru gloanțe de icor. E bine că trecem și prin LED-ul ăsta de aici și chiar trebuie... îmi pare rău că nu este lumină, dar n-avem ce face. Trebuia să iau puțin de aia cu luminositatea mai mare. Oricum, sper că voi aveți ecranul dat puțin mai tare. Eu l-am cam încet. Dau așa ca să fie mai bine. Nu vă spun de ce. Bun, dăm bomba aia acolo. Și o să mergem să luăm tot mitrilul. Uitați și în partea asta cât este peste tot, pur și simplu, mitril și titanium. Am văzut pe drum câteva bucăți, chiar dacă nu erau multe. De obicei, în sezonul trecut, nu mai știu, mi se pare că de tremor m-am chinuit foarte mult să fac armura aia de titan, sau nu mai știu, mi se pare că m-am chinuit doar pentru pickaxe sau nu mai știu exact dacă am vrut să fac o armură full de titaniu, dar nu cred că aveam cum, o făcusem de mitril, parcă. Dar oricum și pentru bucătile alea mă chinuisem foarte mult, mamă, ce e plin. Ideea este că acum e mult mai ușor să mă bat cu ăștia pentru că am armura asta pe mine. Până acum aveam armura și era cam greu. Așa, hai să mai spargem. Ia să vedem câte bucăți avem. 90 de bucăți. Hai să le punem aici, în hotbar-ul ăsta, să-i spunem așa. Și o să vă zic că imediat ce am făcut și cu platformele astea de shade wood. Am făcut, m-am dus în...
în crimson și acolo am luat mult lemn. Ideea este că n-am apucat să iau cam cât vreau eu, pentru că era cam noapte și era plin de monștri. Deci nu apucat să sparg un lemn, că veneau alții și n-am apucat să iau chiar multe. Dar am luat ceva oricum, vreo 300 de bucăți și cu bucățile alea am făcut vreo 600 de platforme. Și ce am făcut platformele? M-am dus și le-am pus peste tot pe hartă, de fapt peste tot. Am vrut să fac o arenă și a ieșit exact cum trebuia. Cred că trebuia puțin mai mare, uitați cum e arena. Așa, unde vreau să mă duc? Nu mai văzusem nimic, mi se pare, este niște paladium acolo, dar nu avem nevoie. Sau poate cupru, nu-mi dau seama. Uite, aici ceva mitril. Și niște paladium deasupra, deci e peste tot. Opa! Dădea cineva mine, nici nu-mi dădea seama. Și... da, am mai încercat odată să mai bat Wall of Flesh, dar am dat fel. Am pus filmam că stă în lavă și eram... de-abia eram cu 50 viață și... na. Ia să mai dăm noi o poțiune. Ia vedem cât LED am luat, să nu mai trebuiască să mai iau. Ia, 57. Da, este posibil să-mi ajungă asta. Sau... o, cred că mai repede să fiu singur o să iau mai mult. Mă, da, ăștia de ce iau foc, mă? Le dau eu foc? Nu cred. Au, ce... op, mă, mi-am dat seama în ultimul moment că sunt low. E plin aici de monștri, mă, din toate părțile vin. Ia să urcăm noi mai sus. Asta e diamant, cum? Ai, nu-i safir, nu-i bun. Îmi trebuia diamant pentru un hook mai bun. Bun, hai să plecăm de aici pentru că sunt monștri ăștia din Crimson, din Hard Mode Crimson, care mă cam încurcă. Opa. Da. Destul de periculos pe aici, chiar și cu armura mea, care este puțin mai bună. Iau, dar 60 de damage mi-a dat ăla. Numai cu o lovitură. S-ar putea să trebuiască să ne oprim. Da, sper să nu mor. Este posibil să mor în situația asta. Ia stați așa să facem noi aici cum trebuie. Așa, ia să punem noi un foc. Ca să ne putem și noi regenera. Da, n-am apucat să mă regenerez că a venit altceva. Oricum nu contează. Chiar sunt curios. Poate pot să fac acum direct un pickaxe de mitril. Dar în primul rând trebuie un... pot face mitrilul aici? A, deci... nu. Trebuie în primul rând... nu, mie trebuie un pickaxe de mitril. A, dar poate se poate... trebuie să fie craftat acolo. Nu, deci luăm un Hellforge și cu ceva mitril. Da, nu merge. Dar de ce nu merge? Mă, deci știu că e un Hellforge. A, oare de ce nu mergea? Eu am spart pastea pe aici, nu știu ce am făcut. Am dat-o, nu merge. Hai să mergem la guide. Să ne spună el exact cum stă treaba. A, deci ne trebuie... a, stai mă, că trebuie un anvil. Eu mă gândeam la titanium ăla. Deci nu, nici ăla nu ne trebuie. Și anvilul cum se face? Cred că ne trebuie mitril de ăsta obișnuit. Ia să vedem. Da, ne trebuie de ăsta 10 bucăți și 27. E posibil să ne ajungă. Pickaxe. Uite mă cum mi-ajunge, perfect. Am luat chiar și în pus. Ia să ne pot să fac un repeater? Hai să facem un repeater, chiar dacă nu-i cine știe ce. Este posibil să fie mai bun, de fapt, nu cred că e mai bun ca ăsta. Ia să vedem cum dă. 32, 34, mai dă și un 70. Și ăsta vă că a prins bonus bun. 55, 108, mă, cum dă? Dă destul de repede.
Neașteptat de repede chiar. Ia să vedem dacă ăsta are 12 și ăsta are 15. Să vedem cum dă acum. Asta cum dau cu ce trebuie. Cu ăsta. Așa și chestia aia cu... explodează. Care mă ajută la... Unde destul de bine și ăsta. Care mă ajută la acel... Stai mă, cum se chema? Nu mai știu exact. La Destroyer. Să mă ajute la Destroyer-a pentru că dă mai mult damage, mi se pare. Nu sunt sigur dacă e asta, dar parcă așa era. Hai să las eu tot LED-ul aici. Altceva. Ăsta la fel. Ăsta hai să-l punem aici, deși nu trebuia. Asta n-am ce face cu el. Nici atât. Nici atât. Astea da. Așa. Ce fac eu cu astea? Nu știu. Topazul nu. Cheile le las altundeva. Nu aici, aici. Am foarte multe chestii. A, deci pot să fac gloanțe acum. A, e bine, o. Și o să fie clar mai bun ăsta cu gloanțele alea. Ia stați așa. Deci avem la noi. Bun, deci pot să fac gloanțele. E bine. Ideea este că se fac foarte ușor. Deci, eu acum am făcut multe gloanțe. Gândiți-vă că am... Numai de astea am 3500, cam așa. Și mai am 29 de icon de asta. Și uitați-vă care este diferența. Asta dă 15 și 16 critical strike. Și asta dă 8 și tot 16 critical strike. Da, damage-ul este cu 7 mai mare, plus că dă și decrease target defense. Deci mult mai bine. Ia să vedem. Opa, a început cu 40. Se vede că e mult mai bine. 42 am văzut acolo. Este clar mult mai bine. Am aplicat și acest Mechanical Worm. Deocamdată nu o să folosim pentru că nu avem nevoie să batem Mechanical Worm. O să mai minăm puțin și ceva titaniu. Deci noi acum ce am făcut? Am minat... hai să dau și poțiunea asta direct. Poate mai sunt și pe aici. Ia, e titanium acum? Nu e, nu e. Am minat mitril și văzuse mult titaniu, parcă văzuse. Hai să vedem dacă mai vedem. Uite un chest de ăsta. Ce cu chestul ăla? Parcă nu l-am mai văzut. Opa, mamă, ce mă aici? Sunt mort. Nu, era plin de tot felul de monștri. Hai să mergem la loc, că nu e nicio problemă oricum. Avem multe prăjituri de astea, deci nu vă faceți griji. Și în rest eu nu dau altceva, nu mai nu trebuie alte poțiuni. Ideea este că am pierdut o poțiune. S-ar putea să fie cam urât. Mai e ceva pe aici? Mai este una. Așa, ai pleacă și tu. Și, mă, stai mă, că eu văzusem pe undeva pe aici. Ia să dau eu poțiune. Uite, niște titanium acolo în dreapta, jos. Nu o să luăm. O să urcăm puțin. Știu că m-am dus eu pe aici și am văzut. Uite, în stânga mult. O să luăm când ieșim. Parcă și pe aici văzusem. Parcă... Nu cred că văzusem. Cred că ăla din stânga era cel pe care îl știam eu. Ia să vedem, putem să o luăm și pe altundeva? A, nu cred. Hai să o luăm drept așa. Deci, acum o să ne trebuiască mult titanium, nu numai pentru pickaxe, de fapt, nu avem ce face cu pickaxe-ul, nu avem ce face. Ne trebuie pentru armură acum. Și ne trebuie multe bucăți, vă dați seama. Mi se pare că se fac și cu 4 sau 5 bucăți acum. Și este mult mai greu să faci un lingou. Și trebuie vreo 50 de lingouri, vă dați seama. 50, cred că chiar mai mult. Bun, hai să mergem și mai jos. Știu exact zona unde am văzut mult titaniu. Bă, dar stai că știu că parcă văzusem eu pe aici pe undeva. Și am trecut de el. Parcă... Era în dreapta jos? A, uite-l aici. Așa, hai să mergem spre el. Am văzut mult titanium în iad și acolo o să
O să mergem chiar acum. Oricum o să mai găsim și pe drum, nu vă faceți griji. Și hai să mergem să luăm pe ăsta. Să mai găsim și e bine că știu că am reținut unde sunt. Uite, mai ieșim în față puțin. Sau puțin mai mult, cine știe. Nu e chiar așa mult. Da, uitați că de repede am omorât o pană. De obicei nu dădeam chiar așa mult damage. Ah, e clară diferența, e mult mai bine. Îi dă și defense-ul ăla, chiar dacă nu dau eu damage în ăla, îi scade defense-ul și dau mult mai mult. Am dat 38 la început și acum dădeam numai câte 42. Ia să vedem cât avem. Hai să înlocuim. 46. Mă, nu-i chiar rău. Să vedem noi cât am filmat. 20 de minute. Mai mic. Ce mai contează? Nu o mergem la minat. Minăm 5 ore. Așa, și ne ducem mai jos, da, deci o luăm așa drept jos. Ce să spună un om? A, este un monstru destul de puternic. A, deci suntem deja în iad, bun. O să mergem în dreapta, deci am explorat și pe aici, am luat-o puțin pe sus. Nu mai știu ce căutam eu pe aici, oricum găsim și un chest, uite, deci deja am găsit multe bucăți de astea. Mă, dar trag aia peste tot. Uite, un vinul mai este, bat, gata. Opa, nu, ăsta e puternic. Și o să-mi dea din el, uite. Toate astea și sunt doar de, uite mă, odaia. Nu, nu cădeam la, bun. Dacă stă în lavă. Era o băbușă de aia și trebuia. Bun. 56 de bucăți. Hai că mai facem. Chiar o să mai facem. Este niște titanium aici, dar e prea puțin. Nu ne mai ieșim pentru ăla. Opa, nu. Suntem morți. Da. Nu știu de ce am vrut să merg atât de mult, am pierdut și ceva gold. Da, hai că ajungem rapid înapoi. Hai să vedem ce facem cu... Deci, în primul rând, îmi trebuie acel forge, Hell Forge. Așa, să fac un titanium. Și acum o să trebuiască să-l pun pe undeva aici. Sper că... Da, dacă nu o să mai pot deschide ușa în casă. Să deschid numai așa, aia n-ar nimic. Titanium bar. Am 5 de astea ne trebuie. Ia să vedem ce ne trebuie pentru crafting. Deci o să avem nevoie, cred că și de un repeater, pentru că am văzut că este mult mai bun decât ăsta. Și dă mult mai repede, este clar mai bun. Uite-mă, frost. Ce-i asta? Este numai pentru mele. Da. O să facem, uite mă, 16 increase range damage. Hai să vedem. Deci 13 bucăți pentru asta, e bine. 26. 20. Deci ne trebuie 46 cu 13 vin 59. Deci aproape 60 de bucăți și ne trebuie și acest repeater care tot 13 costă. Da, o să am ceva de minat, mă așteptam să coste mai puțin și astea sunt 5 acum. Da. Oricum, cred că vom încheia aici, nu o să mai stau să mai minez pentru că am minat mitril, asta era tot ce conta. Și, da, mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lume, pa!